domnilor, bună dimineața! Republica Moldova va primi 200 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru a depăși criza energetică. Bruxelles va mai aloca alte 50 de milioane de euro sub formă de sprijin bugetar. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen în timpul întrevederii cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu. Rest assured, we are doing everything we can to help you face this crisis. Therefore, we have put together an additional energy support package for the Republic of Moldova. First, we are pledging 200 million euros to help Moldova meet its gas supply needs. This will consist of 100 million euros in grants and 100 million euros in loans. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză energetică din ultimele 3 decenii. Doamnelor și domnilor, să urmărim conferința de presă și declarațiile de presă a președintelui Maia Sandu și a Robertei Metsola. Stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimată președintă a Parlamentului, doamnă Roberta Metsola, stimați colegi, bine ați venit la briefingul susținut cu prilejul vizitei la Chișinău a doamnei Roberta Metsola, președintă a Parlamentului European. Cuvântul se oferă doamnei președintă Maia Sandu. Mulțumim. Stimată doamnă președintă Metsola, dragă Roberta, bine ați venit la Chișinău. Mă bucur să ne revedem de această dată în Republica Moldova și să continuăm dialogul important pe care îl avem cu Parlamentul Uniunii Europene. Pentru mine și colegii mei, care acum câțiva ani ne-am propus să schimbăm felul în care se face politică în Moldova, iar odată cu aceasta să schimbăm Moldova însăși, Parlamentul European a fost și rămâne un simbol al democrației europene de care ne ghidăm și la care ne raportăm. Parlamentul Uniunii Europene a fost întotdeauna de partea cetățenilor Republicii Moldova care luptă pentru libertate și dreptate. Instituția pe care o reprezentați a fost alături de noi în cele mai grele timpuri pentru fragila noastră democrație. Ulterior, Parlamentul European a fost prima instituție europeană care a spus clar și tare că ne susține în demersul nostru de obținere a statutului de țară candidată. Cred cu tărie că rezoluțiile Parlamentului European la acest subiect, în special rezoluția adoptată la 23 iunie 2022 cu o majoritate de 529 de voturi, prin care Forul Legislativ European a optat pentru acordarea fără întârziere a statutului de țări candidate la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, a fost un argument puternic pentru decizia favorabilă a Consiliului European adoptată în aceeași zi. Voi aminti în acest context ceea ce am spus și în discursul pe care l-am ținut în Parlamentul European în luna mai. Am făcut această alegere fiind inspirați de aspirațiile cetățenilor noștri. Am ales aderarea la Uniunea Europeană ca pe o cale spre libertate, prosperitate și pace. O cale care va necesita multă muncă, coordonare și bunăvoință, dar care merită fiecare pas. Astăzi, în numele tuturor cetățenilor noștri care își doresc să trăiască în pace și prosperitate și să-și decidă singuri viitorul, vă mulțumesc pentru șansa de a deveni parte a familiei europene. Sprijinul constant al Parlamentului European, în perioade bune, dar și în perioade grele, a fost vital pentru menținerea țării noastre pe calea democratică și pentru susținerea aspirațiilor ei europene. Acest sprijin a venit atât prin aprobarea programelor de finanțare propuse de instituțiile UE, cât și prin susținerea inițiativelor democratice, a societății civile și a presei independente. Deputații europeni ne-au fost mereu alături atunci când grupări corupte au capturat statul în Republica Moldova, punându-l în slujba intereselor oligarhice, erodând instituțiile publice și subminând visul nostru european. În această perioadă,
mai complicată a istoriei noastre recente, Parlamentul European a trimis misiuni de monitorizare pentru a ne păzi fragila democrație și a atras atenția lumii întregi asupra problemelor noastre cele mai stringente, justiția compromisă și corupția sistemică. La fel, prietenii noștri din Parlamentul European, unde astăzi avem o susținere totală și pentru care vă mulțumim, au sprijinit oamenii care s-au angajat să lupte contra corupției și pentru o justiție curată. Mulțumim pentru că ne-ați susținut speranța care ne-a ajutat să învingem și contăm pe o susținere la fel de puternică și solidară în viitor. Avem nevoie de sprijin în următorii pași pe care îi vom face pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană, inclusiv pentru a realiza reformele ce ne vor aduce mai repede în UE. Avem nevoie de ajutor și pentru a depăși consecințele dramatice ale războiului pe care Federația Rusă îl poartă contra statului vecin și prieten, Ucraina. Un război în care mor zeci de mii de oameni nevinovați, în care este distrusă infrastructura strategică și economia unei țări în plină ascensiune și dezvoltare, iar milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și găsească refugiu în toată lumea pentru a se salva de moarte. Doamnă președinte Metsola, acest război ne-a demonstrat tuturor încă o dată că integrarea europeană este singura cale pentru o dezvoltare pașnică a țării noastre și singura șansă de a supraviețui ca democrație. Aderarea la UE ne poate oferi viitorul pe care ni-l dorim, unde fiecare cetățean se simte în siguranță și își poate realiza potențialul, unde piețele de desfacere nu sunt condiționate politic, iar tinerii se bucură de oportunități de studii sau de afaceri. Uniunea Europeană este fundamentată pe respectarea demnității umane, a libertății, democrației și statului de drept, a drepturilor omului, valori ce stau la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Împărtășim pe deplin aceste valori și vrem să putem asigura respectarea lor deplină și la noi acasă. Cetățenii Republicii Moldova sunt europeni ca gândire și acțiune. Au demonstrat acest lucru prin lupta pentru democrație de-a lungul celor trei decenii, prin votul pro-european, anti-oligarhic și anticorupție acordat la ultimele alegeri. Au acționat în spirit solidar european atunci când și-au deschis necondiționat ușile pentru sute de mii de refugiați din Ucraina. Ei sunt europeni și prin felul în care muncesc și se integrează în Uniunea Europeană, unde mulți au plecat pentru condiții mai bune de viață. Noi vrem să asigurăm aceste condiții bune de viață aici, la noi în țară, iar astfel să convingem cât mai mulți dintre conaționalii noștri să revină acasă. Putem reuși acest lucru cu ajutorul Uniunii Europene. Împreună să dezvoltăm Moldova în cadrul familiei europene, făcând din ea un loc mai bun pentru noi, părinții noștri și copiii noștri. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă președinte Parlamentului European, doamnei Roberta Metsola. Mulțumim! Thank you very much. Good morning. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi, doamnă președinte Sandu, prietenă Maia, pentru că m-ați invitat în Moldova pentru o reuniune foarte bună pe care tocmai am avut-o. Sunt aici cu mai multe mesaje pe care le-am la care am lucrat în ultimele luni și ani, de când ne întâlnim și discutăm, și aș vrea să transmit și aceste mesaje și astăzi aici. Din numele Parlamentului European, 705 membri aleși din 27 state membre ale UE, Europa este alături de dumneavoastră și vom fi alături de toți voi
În continuare, vom fi puternici și uniți în convingerile noastre. Vom face acest lucru atunci când vorbim despre energie, ajutând Republica Moldova să își diversifice aprovizionarea cu resurse energetice pentru a preveni destabilizările în continuare. Și aici multe țări, România, Bulgaria, Grecia, Slovacia, au făcut deja anumiți pași și vom continua să asigurăm stabilitatea aprovizionării cu resurse energetice în Moldova. Atunci când vorbim despre situația economică, aceasta este dificilă, dar am oferit susținere, vom continua să oferim susținere prin intermediul mijloacelor financiare, dar și prin intensificarea conexiunilor de transport și a schimburilor comerciale. Din numele Parlamentului European vreau să vă asigur că suntem gata să facem mai mult, să ne mișcăm și mai rapid decât ne-am mișcat în trecut, nu doar pentru că există voință politică, dar și pentru că este o instituție care întotdeauna a mers cot la cot alături de țara dumneavoastră, oferindu-i susținere deplină. Dumneavoastră ați menționat că am fost noi prima instituție și mă mândresc cu acest lucru, să îndemnăm ca Republica Moldova să primească statutul de candidat și acest lucru este pentru că dumneavoastră aparțineți familiei europene, pentru că noi împărtășim aceleași valori și convingeri și datorită cetățenilor, tinerilor care se uită spre Europa, noi avem obligația și datoria să îi salutăm, să le urăm bun venit și această decizie transmite un mesaj puternic de speranță, solidaritate și vom continua să fim alături de dumneavoastră în următorii pași esențiali. Acest lucru înseamnă și pași practici, fie că e vorba de înlăturarea barierelor în schimburile comerciale permanent sau acces la programe care ajută atât piața internă, circulația, programe care pot fi oferite cetățenilor și tinerilor Republicii Moldova. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre dezinformare. Este o amenințare care nu este prezentă numai aici, este prezentă în toată Uniunea Europeană. Este o amenințare la adresa societăților noastre care nu mai primesc știri atunci când auzim lucruri. Aceasta este o realitate, în special în Moldova, în toată Europa, în toată lumea chiar. De aceea, acest lucru creează instabilitate, creează aceste minciuni și acest lucru face parte din mijloacele de război ale Kremlinului. Noi trebuie să vorbim tare și să ne spunem opinia, să ne spunem ce credem și să spunem ce credem pentru că să spunem lucrurilor așa cum sunt. Și de aceea, Parlamentul European lucrează alături de instituțiile Republicii Moldova și întreprinde multe eforturi pentru a consolida transparența, pentru a susține democrația și a ajuta așa cum cât de mult putem. Și eu voi continua să transmit acest mesaj pe parcursul zilei, pentru că voi avea mai multe reuniuni cu mai multe instituții. Uniunea Europeană este deschisă pentru afaceri și investiții. Republica Moldova este o țară cu inimă mare, este o țară care se modernizează. Dumneavoastră transformați națiunea într-o națiune cu perspectivă clară europeană. Vom fi alături de dumneavoastră. Sunt gata să răspund la întrebări. Pentru fiecare dintre oficiale, vă rog. Ecaterina Dubasova, Newsmaker, întrebare pentru Roberta Mențova. Rachetele rusești au încălcat spațiul aerian al Moldovei, iar fragmentele aliunii dintre rachete au căzut pe teritoriul Moldovei. Poate Uniunea Europeană să ajute Moldova să protejeze cerul și dacă da, cum? Mulțumesc pentru o întrebare. Da, noi am fost informați despre amenințarea continuă de securitate și securitate și vulnerabilități, cum stau lucrurile în acest sens. Aici vedem Republica Moldova ca o țară care stă fermă în fața unui război foarte greu, alături într-o țară vecină. Este un război care a început, putem spune că a început la 24 februarie, dar pentru acest război au fost niște semnale de avertizare pe care le-am văzut noi în UE mai devreme. Este un conflict și un atac pentru care noi ar fi trebuit să fim mai pregătiți și noi trebuie să consolidăm infrastructura noastră de securitate. În acest sens, Parlamentul European a fost foarte clar. Noi trebuie să creăm
o uniune stabilă de securitate și apărare care va completa NATO și acest lucru înseamnă să ajutăm țări cum este Republica Moldova pentru a avea securitatea, pentru a preveni ceea ce ar fi putut fi un incident mult mai critic. Chiar și așa, asta este un semnal de amenințare pentru noi toți că orice poate să se întâmple și noi trebuie să fim pregătiți. Dar liderismul demonstrat de doamna Maia Sandu și autoritățile acestui stat a fost să stați cu capul în sus în fața acestor amenințări și să... Lubov Plămădeală, TV8. Eu la fel am o întrebare pentru doamna Roberta Metsola. Vreau să vă întreb cum catalogați pașii pe care face Republica Moldova în cale de aderare la Uniunea Europeană și dacă Uniunea Europeană mai are careva rezerve față de țara noastră. Mulțumesc! Pot să vă zic că noi nu aveam din partea Parlamentului European rezerve, nu aveam. Pot să vă mai zic că perspectiva acestei țări de aderare la UE a fost clară pentru ultimii ani și este acea perspectivă care înseamnă și de fapt ne obligă pe noi să deschidem ușile larg, pentru că atunci când o țară se uită spre UE ca și casa sa, atunci noi trebuie să deschidem ușile ca acea țară să adere. Da, fiecare țară își are parcursul său, dar efectele de transformare a unei țări care, odată ce această cale a pornit, efectele sunt imense și orice recomandări, cele 9 acțiuni care au fost cerute din partea Comisiei și la care se va lucra împreună cu Consiliul și Parlamentul, noi vom insista ca să fie asigurată viteza ca lucrurile să aibă loc să se implementeze. Dar până la urmă noi trebuie să potrivim rezultatele cu ceea ce era scontat. Odată ce potrivirea aceasta este făcută, noi ne vom asigura că procesul se derulează bine și noi deja am văzut foarte multe semnale încurajatoare. Negocierile au fost lansate, reformele sunt implementează, mai multe trebuie făcute, dar nu am niciun dubiu că aceste lucruri vor fi făcute. Odată ce următorii pași vor fi întreprinși, noi vom fi primii ca să asigurăm că răspundem cu viteza pe care deja am văzut aici. Ar putea fi mai rapidă, dar și noi vom fi rapizi. Bună ziua, Tatiana Țurcan, TV6, doamna Metsola. În primăvara acestui an, dumneavoastră ați declarat și ați mulțumit președintelui Maia Sandu pentru susținerea sa personală a cursului european al Moldovei, orientat spre democrație și supremația legii. Spuneți-vă rog, cum se pliază aceste valori ale democrației europene cu intervenția în forța poliției și obstrucționarea unor demonstrații pașnice în Republica Moldova, monopolul total al puterii de către un singur partid și urmărirea penală a opoziției din Republica Moldova. Mulțumesc! Discuțiile la care v-ați referit, pe care le-am avut cu doamna Sandu în primăvară, sunt practic în aceeași linie, în aceeași direcție pe care le-am avut discuțiile acestea cu Maia Sandu pe parcursul de a restabili țara aceasta pe care le-am avut pe parcursul mai multor ani. Dacă vorbim despre supremația legii, aceasta este valoarea supremă a Uniunii Europene, care unește toate statele membre împreună. Este o valoare și un principiu fundamental necesar pe care o țară care dorește să adere la UE trebuie să le aibă. Nu e vorba doar de supremație legii. E democrație, alegeri care au loc și campanii care sunt desfășurate, egalitatea oportunităților și demnitatea. Acestea sunt valorile care sunt specificate în tratatele noastre și valorile la care ne-am uitat ca țările să le aibă, să le împărtășim, cum este Republica Moldova, ca să protejăm aceste valori. Cetățenii Uniunii Europene se uită la instituțiile cum este instituția pe care o conduc eu, caută să protejeze astfel de valori. Fie că sunteți în afara Uniunii Europene, pe calea de aderare la UE, sau sunteți deja în interiorul Uniunii Europene. Este ceva ce cerem în ceea ce ține de protecția jurnaliștilor, mass media și activiștilor pe stradă.
acesta este un valoare pe care o vom cere permanent. Svetlana Gore, TV Moldova, am o întrebare pentru doamna președinte Maia Sandu. Vedem în ultimele zile vizite istorice la Chișinău, ieri a fost doamna președinte a Comisiei Europene Ursula von der Leyen, astăzi doamna Metsola. Să ne spuneți care este mesajul acestor vizite și, în general, care este mesajul de la Bruxelles, dar și întregii lume către Republica Moldova și lucrurile cum evoluează aici la Chișinău. Mulțumesc! Este un mesaj de sprijin și eu cred că acest lucru este clar pentru toată lumea. Este sprijin exprimat de-a lungul acestor luni, dar mai ales acum, când ne confruntăm cu această criză energetică, atunci când cetățenii Republicii Moldova trebuie să plătească prețuri mai mari din cauza crizei energetice generate de acest război, atunci când economia noastră trece prin perioade dificile și prezența conducerii Uniunii Europene în Republica Moldova este un semnal clar de sprijin, că nu suntem singuri în fața acestor probleme. Chiar dacă este greu, ne putem ca întotdeauna sprijini pe umărul partenerilor noștri de dezvoltare și în special a Uniunii Europene. Și mesajele pe care le auzim aici sunt foarte clare și în raport cu viitorul nostru pe termen mediu. Asta înseamnă integrare europeană. Asta am auzit în aceste zile și asta auzim la discuțiile pe care le avem la Bruxelles și în alte capitale. Avem sprijin pentru procesul de integrare europeană. Avem sprijin pentru a trece de aceste crize curente și avem sprijin pentru procesul de integrare europeană. Noi ne dorim să avem o țară democratică, să consolidăm procesele și instituțiile democratice. Noi ne dorim să fim parte a lumii libere și Uniunea Europeană ne sprijină în acest demers. Stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimată președintă Roberta Metsola, stimați colegi, evenimentul a luat sfârșit. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, am urmărit în direct declarațiile de presă comune de la președinția țării noastre a președintei Maia Sandu și președintei Parlamentului European Roberta Metsola. Președinta Maia Sandu a adăugat și a menționat despre sprijinul UE acordat țării noastre, mai ales în reformele și mai ales în ceea ce ține de refugiații din Ucraina. Iar președinta Roberta Metsola a menționat că Republica Moldova este o țară care stă ferm în fața unui război care se află la graniță și va susține sprijinul acordat pe parcursul aderării la UE. O dimineață frumoasă și continuă telematinalul. Țară, bună dimineața! Bună dimineața, dragii noștri! Vă salutăm cu drag și începe și cea de-a treia oră a emisiunii noastre telematinale. Să nu uitați că suntem live pe TVR Moldova, TVR 3 și TVR Internațional, dar fiți atenți, urmăriți-ne și pe pagina noastră de Facebook. Ți-ai pus vreo dorință că e 11 și 11, da? Da. Aștept da. Să fie ora 11 și 11, ca dorința să fie, da, garantat împlinită. Absolut, bun. Dar una din dorințele mele e împlinită deja, da. Și anume e că am vrut să o revăd pe interpreta Cornelia Ștefănăț, una dintre cele mai frumoase și apreciate interprete din Republica Moldova și România. Da. Da, și a început luna noiembrie cu dreptul. Exact, a fost ziua ei de naștere, iar rudele, prietenii, admiratorii, toți au bucurat-o cu mesaje de felicitare și cadouri. Da, cu această ocazie a lansat un videoclip la noua ei piesă, Porți norocul după tine. În această dimineață este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce prezentare mi-ați făcut! Păi, da, e și normal pentru om care vine din Spania, Barcelona, a petrecut și a sărbătorit și ziua de naștere. Bine, da, mulțumesc! Bine v-am găsit aici, în acest studio.
Da, a fost o perioadă așa destul de, un început de noiembrie destul de plin cu de toate și mă bucur, eu sper să fie toată luna așa, pentru că mie îmi place. De fapt, sunt o persoană foarte, foarte activă, energică. De felul meu, nu prea stau locului dacă stau maxim o zi, după care mă simt vinovată că n-am făcut nimic în acea zi și o iau de la capăt, așa că mie îmi place foarte mult activitatea asta așa intensă. A, da. se simte energia asta pe care o depărtă și pe care o transmiteți și nouă. Mare foarte drag, frumos. Mare drag. Ziceam noi mai devreme că astăzi suntem în data de 11, luna 11. Credeți în chestiile astea cu numerologia, cu astrologia, că e o zi mai specială, că ne punem dorințe și așa, sau poate fi în fiecare zi? Eu cred că norocul, cum face și piesa mea, ți-l faci singur și îl iei cu tine sau renunți la el. Adică eu cred că ține de fiecare persoană. Dar ce dorințe parte ți-au? Și dacă ți este să ai noroc la ceva, o să ai, indiferent că e 11 și 11, că e 0909 sau... Sau că e 2 noiembrie, mă rog, da, da, nu contează, da. Tu ți-ai pus o dorință, nu-i așa? Ți-ai pus dorințe de ziua ta de naștere. Cam care sunt acele care au devenit realitate și acum poți să vorbești, că deja dezarhivare. Nu. Eu dorințele care le pun de ziua mea nu le... Ca să se împlinească. Nu le vociferez, pentru că și... ca un om normal care își pune dorințe, da. Le ține pentru el până se îndeplinesc. Bine, dar cele care s-au... Nu s-au îndeplinit. Dorința cea mare că nu s-a îndeplinit. Așa. Cum așa? Stai, Eu știam că, de fapt, atunci când îți dorești ceva foarte mult, trebuie să ții pentru tine, pentru că uneori energiile celor din jur pot afecta. Și la mine e invers. Dacă nu își pune dorințe, nu se îndeplinește. În momentul în care o să știu că s-a auzit dorința mea și s-a îndeplinit... De ce dorești? 10 copii, 5 copii? Vrei să-ți pui amult? Nu, una dintre dorințele acestei luni este concertul din 30 noiembrie. Așa. Care urmează să se întâmple la Sala Palatului la București. Un concert extraordinar cu mulți artiști deosebiți și de la noi și din România, în frunte cu Marcel Ștefăneț, cu soțul meu și cu proiectul Etno Republic. Alături de artiștii de la noi și de acolo o să încercăm în preajma zilei de 1 decembrie să facem așa o unire culturală, da? Să fim mai aproape și de publicul din România, pentru că ori de câte ori mergem acolo suntem apreciați, iubiți și simțim această energie și am zis că ar fi frumos să dăm o întâlnire frumoasă și cu publicul din România. Alături de noi o să fie mai mulți interpreți. Am zis Olguța Berbec, Vlăduța Lupău, Paula Seling, Marcel Pavel, Viorica Lupu, Tudor Ungureanu și ansamblul Ștefan Vodă, Opincuța, vor mai fi și tenori din România, pentru că o să fie așa o simbioză de genuri muzicale. Deci o să fie un concert extraordinar și să știi că Marcel chiar în aceste momente muncește la aranjamente, la orchestrații, pentru că pe scenă vor fi peste 100 de persoane implicate în timpul concertului. Deja mai vorbesc de cei care vor fi în spate și vor avea grijă ca toate să decurgă cum trebuie. Este o dorință pentru mine ca și interpret să cânt pe scena de la București, Sala Palatului. Este cumva, am mai zis-o, este un semn de exclamare bună în cariera unui interpret și de asta sper foarte mult și sunt sigură de fapt că o să fie totul cum trebuie, pentru că atunci când se unesc oamenii, forțele și energia asta frumoasă, nu are cum să nu iasă ceva deosebit. Absolut, cu siguranță. Sunteți acum în pregătiri, din câte știu, perioada încărcată, cum ar veni, dar... Suntem în pregătiri și recent ne-am întors și de la București, am avut și acolo câteva emisiuni, am mai fost și la Sala Palatului ca să mai vedem unele detalii ce țin de momentele tehnice și tot așa, zilnic, cu repetiții, cu pregătiri, să sune vocea bine, ocupații, pentru că o să am de cântat câteva piese destul de grele și trebuie să existe. Hai să vorbim despre lucrurile care s-au întâmplat deja, acea călătorie frumoasă în Spania, cum a fost, cum ați hotărât voi anume în Spania să mergeți? Uite, Noua Zeelandă este, Caraibe, chiar Spania, mai să le ai. Ca să mai fost în Spania, că nu este prima dată. Nu știu, Japonia la o adică, dacă, mă rog. A fost o surpriză din partea lui Marcel, de fapt. Este un oraș pe care noi ambii de mult timp ne doream să-l vizităm, pentru că am tot auzit de la prieteni că este superb, că este așa un vibe aparte, că oamenii sunt foarte faini, că mâncarea este foarte bună. Și noi cumva, dacă am auzit atâtea zi, trebuie să vedem și noi. Și atunci Marcel de ziua mea a organizat această surpriză și noi de fapt avem o tradiție, cred că de peste 5 ani, de zilele noastre facem escapade, fugim de toți cu mine cineva, iarăși voi fugiți de zilele noastre. Păi da, până la urmă sunt emoții unice care
când revii acasă, oricum, ne-am întâlnit și cu părinții mei, adică oricum ne întâlnim și stăm la un pahar de vorbă, dar ca și amintiri, ca și energetică, totuși ne rupem pentru câteva zile de zile. Ai învățat ceva în spaniolă? Caliente! Pentru că avem aici un vorbitor nativ din spaniolă. Gracias! Gracias! Da, cu accentul ăla spaniolă! Apropo, ați reușit, ați rămas impresionați de arhitectura lui Gaudi, de Sagrada Familia. Deci, asta vreau să zic, că arhitectura acestui oraș, sincer, este uluitoare, m-a copleșit. Faptul că păstrează clădirile alea vechi de ani de zile și le restaurează fără ca să strice ceea ce a fost construit cu mulți, mulți ani în urmă. Exact, da. O chestie curioasă despre orașul Barcelona este că acolo se întâmplă localitatea unde se întâmplă cele mai multe furturi din astea, pickpocket. Da. Sper că ați avut noroc. Ne-a prevenit cineva și noi am așa cu telefonul și țineam și telefonul. Am văzut că într-o fotografie era așa. Întrebam pe Marcel, este telefonul, sunt bani, este tot? Da, pui, este tot, mai fac grijă așa, ca un scorpion care are un pic așa de... să zicem. Și uite că ai reușit și această piesă să fie lansată. Ai avut grijă de ea, ai avut grijă să fie împachetată și într-un videoclip. Povestește un pic despre ea, după care urmărim videoclip. Da, mi-am dorit cu câteva zile până la ziua mea să fac așa o surpriză frumoasă pentru toți cei care ne urmăresc, ne iubesc și pentru noi, pentru că de mult timp nu am mai lansat o piesă de muzică ușoară. Și am făcut și un videoclip frumos care cumva dă așa o stare de bine și pentru 3 minute și jumătate te teleportezi așa într-o stare de dans și te apucă dansul, cântatul. Este melodie scrisă de Marcel, versurile mea aparțin. M-a ajutat și colega Viorica Lupu la câteva fraze să le aranjez cum știa mai bine și de mulți ani deja este și în acest domeniu. Și de videoclip s-au ocupat Vlad Ivașcu și Marin Eliuț împreună cu echipa. Mulțumesc și tuturor celor care au acceptat provocarea de a veni la un flash mob pe care l-am organizat cu câteva zile până mi-a venit ideea să facem, nu pur și simplu cu dansatori, da? Că este destul de banal. Zic, ar fi fain să vină să danseze oamenii, că până la urmă toată lumea se face asta, la noi nu prea am văzut să se facă, mai ales într-un videoclip și oamenii au venit mai mult de jumătate, s-au speriat de ploaie de afară și de fric, pentru că era exact în ziua aceea fric și ploaie. Zic, Doamne, ce noroc am! Și până la urmă au venit, nu foarte mulți, dar a ieșit ceva frumos, așa a dat un ton mai deosebit acestui videoclip. A contat mult emoția pe care exact, a transmis-o exact. Și exact emoția asta este redată și în videoclip. Da, nu știu, a zis atât de multe lucruri frumoase, ia să vedem într-adevăr. Da, chiar acum urmărim videoclipul. Ca un gând, azi ai lumea la picioare, mâine frunza-n vânt. Haide, omule, cu mine să ne petrecem, lasă grijile să plece, că o viață avem.
dragii noștri, în continuare vă invităm să urmăriți discursul președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul ședinței Parlamentului din Republica Moldova. Meet today's challenges. Friends, I came here with one message. Moldova's place is in Europe. Our future must be together, and the European Parliament will do everything necessary to stand with you on your path to becoming a European Union member state. This must be the history that we will write together for the benefit of everyone in Europe. And I know that this is not always easy to convince everyone, which is why I am here to help answer doubts, to answer questions, to listen. We will be with you every step of the way. Yesterday, the European Commission came to pledge more funding. I know how important that is, and equally how much more will be needed, and you can count on us. But the transformational effect of EU membership is not funds alone. It is about aligning standards. Am urmărit câteva crâmpeie din discursul președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul ședinței Parlamentului din Republica Moldova, iar emisiunea Telematinal continuă. Continuă cu Cornelia Ștefănezi, da. Alături de noi. Da, am revenit, sper că v-a plăcut. Ne-a plăcut foarte mult. Și videoclipul. Ați simțit și voi acest vibe. Deci foarte multă lume după ce am lansat piesa și videoclipul mi-a zis: nu știu ce ai făcut, dar am stă numai hailelele în cap. Da, bine. Hailelele, haide cântă și dansează. Hailelele, inima de dor vibrează. Foarte frumos. Și vă asta vă doresc. Să nu fie altceva, că asta e de bine atunci. Marcel când ce face pe lângă faptul că lucrează? Marcel este foarte bine, ca de obicei, cu creațiile. Eu de multe ori am zis, tu zbori, ești un om al creației care zboară. Câteodată vorbesc cu el și înțeleg că el este departe. El este fizic aici, dar gândurile lui nu sunt aici. Și eu zic, ok, am înțeles, revin mai târziu. Bine, bine că înțelegi, pentru că sunt, păi, pentru că sunt în domeniu și știu că atunci când el dispare, urmează să iasă ceva tare frumos, wow, din punct de vedere muzical. Și atunci ceva, urmează să fie tare multe proiecte frumoase și aici, în România, și să fie sănătate și pace. Așa asta că ne dorim cu toții, ca să le reușim pe toate. Sănduța, ia spune. Sănduța este foarte bine, este acum la școală, este clasa a doua, are și obiecte muzicale, pentru că este în clasă cu profil muzical, face pian, face solfegii, îi place foarte mult. Și noi nu am insistat, doar că văzând abilitățile și auzul muzical pe care îl are de la Dumnezeu, așa s-a născut, și de la ambii părinți a luat tot ce este mai bun și mai frumos, am înțeles că o să fie păcatul nostru dacă nu o să o dezvoltăm în această direcție. Și am zis că o să facă muzică, o să decidă ea în viitorul ei dacă o să facă muzică la nivel înalt sau o să fie doar un hobby. Eu mi-aș dori foarte mult să meargă și o să-ți facă concurență în actorie. De ce, de ce concurență? Poate să fie chiar să jucăm în este, același are, film. Nu pentru că este copilul meu, dar atât de repede schimbă stările și atât de adevărat asta arată. Deci cred că are... Aici la mine are problemă, dar cu adevărul că am e problemă la mine. Are... Abia aștept. Eu sunt sigură că dacă o să vin data viitoare sau o să vină ea să vă povestească, o să înțelegi tu ca actor, o să-i simți acest... Pentru că eu mă uit dintr-o parte și, de fapt, să știi, că sare de la o teamă la alta, să știi că actoria este un vis neîmplinit al meu. Ce eu foarte bune. Mult mi-am dorit, da, foarte mult mi-am dorit. Cu... Și am zis, uite, dacă eu totuși m-am axat pe muzică, de fapt nu se știe că am avea 31 de ani și nu mi-e rușine să zic, am împlinit 31 de ani și am, cred că, mult timp înainte să... Poate, de ce nu și în actorie, dar Sânduța, cu siguranță, o să meargă în această direcție și foarte o să... Frumos. O multă baftă, Sânduță, dar îți spun și ție, videoclipul, ai văzut câte videoclipuri, nu știu, recent am avut și eu un videoclip, m-am filmat în videoclipul Paul Esenile, nu știu dacă ai văzut, Neuitare, n-ai văzut, da? N-am văzut.
Acolo, deci, e cu tentă cinematografică. Deci erau, era și Maia Morgenstern, era și Anatol Guzic și Paula Selling, deci cumva poți să te prinzi și tu ca actoriță. Până la urmă, este tot artă și un muzician bun, care mai are și aptitudini de actor, sau invers, un actor care are aptitudini de... interpret, nu cred că este ceva rău, așa că vedem. Noi vă mulțumim tare mult pentru că ați venit în această dimineață la noi. Vreau să vă spun că arătați foarte bine această culoare, vi se potrivește extraordinar. Mulțumesc, mulțumesc. Și aveți o voce superbă pe care ne-ați permis să o auzim chiar de dimineață. Cu mare drag, vă mulțumesc și vouă pentru invitație și salut toată echipa și toți cei care ne privesc, să aveți o zi minunată și nu uitați, hai lelele, să cânte și să răsune. Gata. Garantat acum să vă tâncui, hai lelele. Da, păr sorocul după tine, de fapt așa puteți să găsiți piesa în YouTube și să o ascultați. Să o distribuiți dacă vă place. Un weekend minunat. Mulțumesc, Serena și vouă. Ei, și pe această notă de hai, lelele, eu zic să continuăm. Da. Noi tot vorbim despre cât de important este să-i susținem pe cei care, în ciuda greutăților, rămân să-și deschidă o afacere acasă. Mm-hmm. Da. Și în acest weekend sunteți așteptați la târgul Cămara Fest, pentru că mai mulți producători locali vor veni cu ce au ei mai bun la prețuri accesibile. Da, poate vine și familia Ștefănesc la acest festival, până ajung la București, își umplă cămara, așa să fie la rece când vin de la București, cu veselie, să aibă ce pune pe masă. Așa că atent acum la ce spune Betty Turculeț. Neața! Bună dimineața, dragi colegi și telespectatori! Pe data de 12 și 13 noiembrie, pe splanada din Parcul Alunelu, va avea loc Cămara Fest, un eveniment al producătorilor locali. Probabil deja v-ați dat seama și cu cine vom discuta astăzi, desigur că cu cea care nu ar putea avea loc acest târg fără de ea, Diana Crudu. Diana, bună dimineața și bine te-am găsit! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne privesc de acasă! Uite, se zice că femeile pot tot, ele pot chiar și atunci când nu pot, iar noi știm că tu ești una dintre ele. Tu ești cea care are experiența studiilor peste hotare, dar totuși ai decis să te întorci acasă. Ce te-a motivat să faci acest lucru și să continui să lucrezi cot la cot, practic, cu producătorii noștri? Republica Moldova merită să aibă oameni implicați, oameni muncitori și dacă o vom abandona fiecare din noi, atunci ce se va alege cu ea? Știți că eu consider Republica Moldova o bucățică de Românie și atunci tare mult aș vrea ca în acest job de Românie lucrurile să meargă bine și să-i sprijinim pe cei care merită. Vreau să ne spui cum tu reușești să-i convingi, să-i ajuți și să-i motivezi pe producătorii noștri locali, chiar și pe femeile producătoare, să continue în ceea ce fac ele. Pentru că, din câte știm, agricultura nu e un lucru ușor. Absolut. Și să știți că doar 15% din cei care fac agricultura, doar 15% sunt femei. Business-urile mari din agricultura aparțin bărbaților, deși ele cumva sunt un pic exploatate în agricultură. Beneficiarii reali rămân totuși bărbații. Tocmai de asta, ori de câte ori am ocazia să pun umărul la dezvoltarea afacerii unei femei, o fac cu mare drag. Comunitatea Cămara Fest este în proporție de 90% din femei, femei care își doresc să producă responsabil, calitativ, să aducă pe mesele noastre fructe și legume curate. Ele, atunci când decid să facă agricultură, o fac responsabil în sensul că folosesc mai multe pesticide, chiar dacă profitul e un picuț mai mic. Și atunci dumneavoastră, cei de acasă, când aveți de ales între un producător bărbat și unul femeie, alegeți o producătoare femeie. Eu sunt curioasă cum tu reușești să-i aduni pe toți. Iată, înainte de a începe Cămara Fest, cu o săptămână, cu două înainte, cum reușești să-i aduni pe toți producătorii într-un târg? Vreau să vă spun că meritul cel mai mare e a consumatorului, pentru că el vine, empatizează. Noi știm că la toți le este greu acum cu această criză regională. Nici cei care cumpără nu dispun de foarte mulți bani. În schimb, impresionează faptul cât de solidari sunt cu noi. Și aceste evenimente nu ar putea avea loc dacă nu am simțit cumva sprijinul celor de acasă, care ori de câte ori facem un eveniment, găsesc și timp, dar și bănuți să vină să încurajeze o mică afacere locală. Hai să ne zici ce vor mai putea găsi oamenii la târg și dacă produsele sunt certificate. Da, absolut, pentru că nici nu putem mai ajunge la un eveniment de genul acesta până nu obținem o autorizare de la pretură. Acea autorizare se atașează acele certificate de inofensivitate, analize, și atunci marea mea bucurie că timp de 4 ani de zile nu am avut nicio reclamație. Probabil vă întrebați de ce merită să veniți din diferite sectoare Chișinăului, anume la Buicani, pentru că aici o să găsiți lucruri care nu le veți găsi în marele rețele de magazine, începând de la pomușoare sănătoase, miere direct de la apicultori verificați, acea brânză de oi bună de la Nord. Eu voi
Eu personal vă voi aduce struguri, dulce și mustoși. Și până la urmă să știți că în spatele la fiecare tarabă stă însuși producătorul. Nu sunt vânzători luați cu ziua. Veți avea ocazia să discutați cu ei, să stabiliți niște contacte în eventualitatea în care veți dori, spre exemplu, pentru sărbătorile de Crăciun să achiziționați fructe scăldate în ciocolată direct de la acești producători. Cumva merită să rupeți câteva ore și să ajungeți la noi. Ce frumos! Îți mulțumesc mult și sper că oamenii au fost atenți la ce ai zici, da, și neapărat vor vine. Dar noi nu suntem singuri, alături de noi mai este o producătoare autohtonă de Cătină, Alina Munteanu. Alina, bună dimineața! Bună dimineața! Să știi că și tu ești o femeie care le reușește pe toate. Vreau să ne zici cum a început afacerea ta cu Cătină. De ce Cătină până la urmă? Da, bună ziua! De ce Cătină? Fiindcă Cătină este la mare căutare, îndeosebe apreciată pentru proprietățile sale, aportul mare de vitamina C, care mai ales în perioada rece anului este foarte necesară. De ce Cătină? Fiindcă Cătină este un produs minune, da? Dar pe lângă Cătină mai avem și afine, care sezonul lor este iulie-august, un pic septembrie, dar acum le avem în stare congelată. Le vom avea și de data aceasta la târg și... Asta, uite, acum este sezonul Cătinei, toamna. Da. Sunt sigură că cei de acasă sunt curioși cum ar putea păstra corect Cătina și ce ar mai putea face în afară de un ceai de Cătina atunci când răcim. Da. Cătina poate fi cel mai bine, ea se păstrează la congelator, fiindcă este o pămușoară destul de acrișoară și de asta cel mai bine la congelator, dar sunt foarte multe rețete. O putem prepara atât pentru ceai cu amestec de miere sau zahăr, cât și o putem păstra la macerat, da, în borcanașe cu miere și să o consumăm câte o linguriță pentru imunitate, pentru stimulare, sistemul imunitar. Toată iarna. Da, toată iarna. Noi și o avem tot iarna. Putem, da. Și hai să ne zici trei argumente pentru care oamenii n-ar trebui să rateze târgul din 12 și 13 noiembrie. Da, vreau să zic că acest târg, în primul rând, adună foarte multă lume bună, atât producători cât și deja consumatori care ne așteaptă, ne caută și știu că noi trebuie să fim săptămânal. Fiecare producător este implicat, dedicat și la dispoziția cumpărătorului. Și, de asemenea, aici puteți găsi orice, de la produse alimentare, sunt și meșteșugari și... Până la Cătină, da, desigur. Bine, îți mulțumesc mult, Alina, și baftă la târg. Da, mersi frumos. Iar voi, dragi telespectatori, după cum ați văzut, nu trebuie să ratați târgul din 12 și 13 noiembrie. Veniți să susțineți producătorii locali, să cumpărați cele mai delicioase fructe, cele mai delicioase brânzeturi, cașcavaluri, fructe și legume. Și da, împreună putem face Moldova mai bună. Colegi, aveți legătura. Înțeles, da, Betty, mulțumim. Am înțeles. O să mergem 12 noi. Și 13? Da, absolut. Deci ne-a spus, a fost Ion la piață și ne-a spus care sunt prețurile, puteți să mergeți și acolo, dar puteți să mergem și la târguri, la iarma roace, care au loc în weekend. Să susținem producătorii locali. Hai, să vedem ce se mai întâmplă cu celelalte semne zodiacale. A rămas cu restanțe și a rămas la săgetători. Vă spunem pe scurt că astăzi, pentru voi săgetătorii, poate veni dragostea adevărată sau cel puțin sunt șanse mari să întâlniți pe cineva cu care simțiți o conexiune profundă. Ia, uzi, da, cineva se pregătește de piață, cineva se pregătește de dragoste. Bine, Capricorn, ziua aduce cu ea o abundență de lucruri de rezolvat și ca rezultat, mintea îți poate juca feste în tot ceea ce ai de făcut. S-ar putea să ți se pară revigorant cât de productiv ești pe măsură ce parcurgi fiecare sarcină din listă. Vărsător, ideile tale creative pot veni cu ușurință în proiectele de artă sau în situații în care trebuie să găsești o soluție. S-ar putea să fii deschis la idei sub lumina lunii. Așteptați. Deci așteptați seara să vină și dacă mai plouă, încă mai bine. Pești, este uimitor cât de repede poate zbura timpul când ești ocupat cu viața ta. Însă luna de astăzi încurajează să stai mai mult în preajma familiei pentru a relua legătura cu oamenii dragi. Recuperează-ți viața și află cum se descurcă toată lumea. Foarte frumos, atâtea preziceri și îmi pare bine că sunt și pozitive și din astea care ne dau speranță. Acum, noi avem datoria să vă informăm despre horoscop, decideți dumneavoastră dacă credeți sau nu. Da, am zis că o să vorbim și despre Leonardo DiCaprio, s-a născut în această dată de 11 noiembrie. Da, a fost mămica lui la un muzeu, la muzeul Louvre probabil, da, și tăticul... Acolo văzuse o, da? Da, văzuse o pictură a lui Leonardo da Vinci, băițelul a început să se miște în burtică, tăticul a luat drept semn și da, trebuie să-l numim Leonardo, da, uite așa, da. Este așa o poveste. Bine, dragilor, noi vă dorim să aveți parte de o zi reușită, chiar dacă nu este vorba de o sărbătoare, important voi să aveți bună dispoziție. Așa este, un weekend extraordinar vă dorim și noi ne revedem lunea viitoare. Toate bune!